Sunteți în momentul ăsta angajați? Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Dar trebuie să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... În general, cât? 6, 7, nu știu cât sunt acum, că nu mai știu pe toți. În casă, cât locuiesc? Nu, cât sunt acum? 5. Cât stau în casă? Câte persoane? 9, 10, când sunt acasă mai mult, sunt 12, 13, că suntem cu toții. Că așa este, că n-are un să ducă copiii mei și când se face la frate meu. Băicoi, păi da, băicoi, că eu nu mi-i băicoi. Așa a fost de când e. Aveți idee de unde vine numele? De unde vine numele? Nu știu să vă spun, dar băicoi, coi, e un nume cam, nu știu să vă spun, pe vorba bătrânească, dar nu știu să vă spun. Ar trebui totuși un alt nume la orașul Băicoi. Hai, lăsați-mă. Păi da. Cum aveți vreo sugestie așa? Orașul Iliești, așa ar fi mai frumos, nu orașul Băicoi. Băicoi. Vă deranjează și dumneavoastră? Adică... Da, mă deranjează. Coi, coi, Băicoi. Da. Mă deranjează. De unde ar putea să vină numele ăsta? De la o prostie, din băt. Cum ne-au spus? Nu, eu le-am ascuns. Dar cine le-a ascuns? Ei le-au încărcat. Cine? Un om le-a încărcat să-mi învăț. Dar v-am știut? Mi-au spus că încarcă țigări. Cum n-am știut? Acum? Nu știu. Și câte țigări? 140 de coroși. Mă. Nu știați că nu puteai să treceți cu ele? Cum nu știam? Știam. Cum nu știam. Și ați trecut cu ele? Ei, am trecut. Unde am trecut dacă mă vedeați aici? Că dacă știam. Cum strec. Ați încercat să treceți cu ele? Da, dar cum? Și v-au prins? Dar cum să mă prindă? Dar de ce le-au ascuns printre mere? Dar puneți le ascundă. Trebuia să-l lasă la vedere. Da? Duci și le încarc și vine la vedere. Și unde vrea să le duceți? Unde? La Galați, unde? Să le vindeți? Ai zis, le vând. El a zis, mă așteaptă la Galați, trec vama și mă așteaptă la Galați. Dar cine e băiatul ăsta? E un om. Cine? Eu știu cine, știu cine e. Păi nu-l cunoașteți? Ei, de unde să-l cunosc? Păi și cum va păsti găle dacă nu cunoaște? M-a întrebat dacă vreau. Îmi plătești 2000 de euro dacă vreau, hai. Și eu zis, hai, hai. El îl strag în piață și îl aștept în piață. În care piață? La Galați, mă, în care piață. Dar el e din Galați sau de din Moldova? E moldovan, din... Și știți mai de mult sau acum? Ei, nu știu mai de mult. De-am mult de la piață, de la Galați, că am fost odată cu mieră și... Dar tu duci mere de obicei la piață, nu? Da. Și acum e prima dată când ai trecut cu țigări? Da. Cum te numești? Vania, cum? Cum? Vania? Da. Și mai cum? Cum și mai cum? A Vania, cum? Vania și mai cum? Familia. Auziac. Auziac, da? Și de unde sunteți? La Berceni. Și de mult să faceți drumul ăsta? Nu, mai. De când veniți în piață, în Galați? Am fost odată. Și merele astea de unde le aduceți? Amele de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Da, pune să le vând. Dar cel care ți-a dat țigările, da, e român sau e din Republica Moldova? Ți-am spus că e moldovan, dar mă două oară mă întreb. Ce ți-a zis tata la telefon? Să ajung, să ne duci la... Aoleo, 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 ne amendează ce ne au. Doamne, 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 vă rog frumos, doamnă. Tu n-ai jucat la Universitatea Craiova. Este o durere pentru tine? Deci a fost mai de acum nu știu câți ani, am discutat cu Ilinca așa, când era la excesiv. Mi-a propus ceva, dar... Cum să vă spun? Pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova. Cum ați zis atunci, ne descurcăm. Și asta a fost, am plecat la Steaua. Dacă ți-a auzit Consiliul Județean și Primăria, doresc să... Ori vorbești românește, ori... Cine dracu te grăbește? Spune-mi. Consiliul Județean, da. Consiliul Județean și Primăria, da, să nu jurăm că suntem la biserică. Consiliul Județean și Primăria doresc să sprijine financiar ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului de la București. Ce părere aveți de... Îmi dai voi o părere sinceră. Sinceră, vă rog. Sunt român la mine acasă. Da. După, uite-te la mine și filmează-mă. După 42 de ani, tu unde stai? În Arad. Unde? Unde stai? În centru. În centru. După 42 de ani de muncă, 11 luni și 5 zile, gunoiul ăsta de stat îmi dă ăsta 734 de lei pensie. Deci nu sunteți de acord să meargă banii arădenilor acolo? Arădenilor? Pe păi banii noștri să meargă să scurgească... Băi copile, ești tâmpit! Păi, în ce țara pulii mele trăiești, păi, băi copile? Întreb. Nu, spune la preasfințitul că am văzut-o ăsta, uite aici, la, ăsta, da, da, da. La 62 de ani am văzut-o... Puțin înainte. Scrie-o ăstea.
Iisus Hristos a murit cu un cerceaf în fața pulii intimității, da, da, și o coroană de spini pe cap și și-a dus cu ăsta crucea până pe Golgota, biciuit. Da, așa. Și nu l-a văzut nici tu, nici măta, nici tatăl, nici mama, nici tata, da, nimeni al lui. Iar gunoaile astea de oameni care vorbesc în numele lui cei mai bogați și eu cel mai sărac. Unde e dreptate, băi copile? Așa este, așa este, aveți dreptate. Dacă nici nu mă interesează, da, nu mă interesează să pui pe rol. Nu, 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 că nu. Știți cumva ce este calea lactee sau calea laptelui? Păi, văd că m-ați luat cu niște întorsături, dar nu știu dacă... Păi știu care este. Care? Păi, agricultura este pe primul loc. Țara cu agricultură bine dezvoltată e și avansată. Și atunci ce este calea lactee sau calea laptelui? Este omul agricultor, zootehnistul, nu? Și atunci unde se află calea lactee? Unde o putem găsi? Creșterea animalelor, nu? Cum treci mai ușor peste o despărțire? Laba. Fac laba. Și eu biu de tot vreau să mă răslăghesc. În tot săptămâna nu biu numai duminica spate. Sâmbătă seara și duminică ziua, dar mai mult nu. Așa, mă smătreaș cum, vezi că pot să sunt alcoolici care biu și nici nu lucrează. Dar lișna eu și la lucru mă duc și pot să biu așa radio, vajenia. Mă duc la un om acolo, nu m-am văzut de mult, pot să biu cum să o bere sau șeia sau șeilandă. Dar așa permanent nu. Că să intri în butâlcă, să nu poți ieși din butâlcă, nu trebuie. Dar cum? N-aș zice asta. Și ne-a zis, eu nu știu unde, la ce să gândi, poate... Așa care ți asta poate sude pe dânsul, dar... N-aș zice că sunt moldovenii beau așa de mult. Spate acolo un praznic, e tu însă un șor de gin sau un izvar, te ori jucat o carte, duminica, sâmbătă, sau te uite la televizor. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu. Nu se poate. Nu sunt daci. A, mulțumesc.